În textul pe care urmează să-l citesc în această dimineață, personajul acesta, anticristul, poartă mai multe nume. Omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul sau nelegiuitul. În Apocalipsa găsim din nou vorbindu-ne despre el. Și în Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 17, este numit numele fiarei sau numărul numelui ei, care nu este altceva decât 666. Cine o fi acesta? Cine o fi anticristul? Cine-i 666? O fi microchipul despre care ni se spune că poate fi implantat în mână sau în frunte? O fi codul de bare de care s-au speriat unii ca de moarte și au spus că acesta e anticristul când a apărut pentru prima dată? O fi pașaportul biometric care i-a speriat pe unii atât de tare încât s-au apucat să facă mișcări în masă sub conducerea unor lideri spirituali, considerând că acesta e anticristul și acolo-i 666. O fi papa sau biserica catolică? Dacă dai pe următorul slide, aici este coroana papei, da? Și el este considerat că este înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu. Și în latină, după cum știți, fiecare literă are o cifră, vicarus filii Dei, dacă este scris pe verticală, și se dă un corespondent fiecarei litere a cifrei corespunzătoare. Când se adună toate astea, spun cei care interpretează în felul acesta că iese exact 666. Cine o fi anticrist? Cine o fi semnul acesta 666? Majoritatea cercetătorilor consideră că numărul fiarei reprezintă o aluzie către împăratul roman din vremea în care s-a scris Noul Testament, Nero. Alte interpretări vorbesc de faptul că e Mahomed, sau așa cum am amintit, e papa. Alții au spus că a fost Hitler, sau unii s-au pronunțat în dreptul lui Ceaușescu. Alții consideră că o fi Obama sau Putin sau poate vreunul dintre dumneavoastră a fost numit anticrist într-un moment anume din viață de către cineva foarte supărat pe dumneavoastră. Cine este, ce este cu acest 666? Dumneavoastră știți răspunsul? Eu trebuie să vă mărturisesc că nu am certitudinea că știu exact despre ce este vorba. Biblia, în mod special Apocalipsa, unde se face referire la acest 666, este o carte profetică. Și mesajul care este în Apocalipsa se adresează celor 7 biserici de acolo care trebuiau să-l înțeleagă. Dacă cele 7 biserici din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea nu au înțeles ce înseamnă numărul acesta 666, tare mă tem că nici noi nu prea o să știm. Dar haideți să ne întoarcem la textul pe care vreau să-l citesc acum. Anticristul sau omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul sau nelegiuitul, toate aceste denumiri, din paranteză, se găsesc în textul de astăzi, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 12. Vreau să vă invit să deschideți scripturile și haideți să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă,
nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci ea nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege. Uitați-vă aici, primul nume al lui, da? Omul fără de lege sau omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește de Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când încă eram cu voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la venirea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, cel de-al patrulea nume, da? Pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Uitați-vă la biserica din Tesalonic. Tulburată, confuză, pentru că cumva s-a transmis acest mesaj. Venirea Domnului a avut deja loc. Apostolul Pavel scrie în mod special capitolul acesta, spunându-le în versetul 2, nu vă lăsați clătinați. Să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Se pare că asistăm la o influență demonică în spatele tulburării care este în biserica din Tesalonic. Nu vă lăsați influențați, tulburați de vreun duh. Se pare că au fost profeții pe tema asta și a fost o epistolă scrisă în numele lui Pavel, prin care încerca să convingă biserica că venirea Domnului a avut loc. Dacă veți citi ceva din istoria martorilor lui Jehova, spre exemplu, ei au greșit de câteva ori datele revenirii Domnului Iisus Hristos, ca mulți alții, de altfel, care se hazardează în a face precizări acolo unde Dumnezeu nu i-a chemat niciodată, ca în cele din urmă să stabilească o dată în care spun în chip invizibil, Hristos a venit. Dar haideți să facem câteva observații pe textul acesta pentru început. Prima observație pe care vreau să o fac este că anticristul se va ridica din mijlocul marii apostazii sau marii răzvrătiri. Așa zice versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și a se descoperi omul fără de lege sau omul păcatului, fiul pierzării. Iată că anticristul, fiul pierzării, se va ridica în mijlocul unei perioade de cruntă apostazie. A doua observație pe care o facem tot din același verset este că el va fi o persoană, omul fără de legii, fiul pierzării. Și dacă ar fi să corelăm acum versetul 4 de aici, din 2 Tesaloniceni 2, cu Apocalipsa 13, cu versetul 4, vreau să le citesc unul după altul versetele acestea. 2 Tesaloniceni 2 cu 4 citesc în prima dată. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și iată cum îl descrie Ioan
în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, în capitolul 13, unde apare conceptul acesta de 666, versetul 4. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei, și au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara? Și cine se poate lupta cu ea? Se pare că va exista un ultim anticrist în persoană înainte de ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. A treia observație pe care vreau să o fac pe textul acesta este că omul fără de legii, anticristul, va primi închinare. Am citit deja 2 Tesaloniceni 2:4 că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Nu trebuie înțeles că revenirea Domnului Iisus Hristos va fi într-un templu fizic al evreilor. Sau că anticristul cumva își va face apariția în biserica, care este echivalentul Noului Testament al templului din Vechiul Testament. Însușirea de a sta în templu, de a primi închinarea, îi aparține doar lui Dumnezeu. Și când cineva își arogă dreptul acesta de a primi închinarea, pe care o merită doar Creatorul nostru, omul acesta este în spiritul anticrist. Și amintiți-vă că unii dintre dumneavoastră și dintre noi am cântat osanale unui om cândva. O altă observație pe care vreau să o fac aici este că omul fără de legii, anticristul când va veni, va folosi minunile ca mijloc de amăgire. Nu-i așa? Noi am crezut că minunile îi aparțin doar lui Dumnezeu. Iată că anticristul, fiul pierzării, de asemenea mijloace se va folosi ca să inducă în eroare. 2 Tesaloniceni 2:9. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase. Eu vă invit pe dumneavoastră la discernământ spiritual atunci când auziți de o minune, de o manifestare supranaturală. Luați Scriptura și comparați cu Scriptura. Nu vă duceți pur și simplu pentru că este o minune. Pentru că se poate întâmpla ca diavolul, spune Biblia, să se prefacă în înger de lumină și va face multe semne și minuni pentru ca să-i înșele, dacă este cu putință, pe cei aleși. O altă observație pe care vreau să o fac este că omul fără de legii se va folosi de învățături false ca să-i amăgească pe oameni. Nu doar semne și minuni, ci vor fi învățături mincinoase. Versetul 11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. Când oamenii nu răspund mesajului lui Dumnezeu, Dumnezeu îi lasă în mintea lor blestemată și ajung să creadă o minciună, filozofează pe minciuna aceea și o numesc înțelepciune, știință, adevăr. Și apoi o altă observație pe care vreau să o fac aici este că omul fără de legi va fi nimicit complet la cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Aleluia! Versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Și apoi vreau să mai citesc și versetul și Apocalipsa 19:20, unde se vorbește de fapt despre același lucru. Și fiara sau anticristul, da? A fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgiseră pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu puceasă. Și apoi versetul, capitolul 20 din Apocalipsa, versetul 10. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de puceasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Nu știu dacă pentru dumneavoastră asta este o veste bună, dar pentru mine este una foarte bună. Aleluia!
Cel care conduce istoria asta este Dumnezeu. Nu vă mai temeți de veștile care vin. Unele ne tulbură. Ce-o fi cu acest Brexit? Nu știu, m-am auzit atâtea variante, nu-i cazul să vă spun vreuna dintre ele, că le-ați auzit și dumneavoastră. Se fac pronosticuri, se spun păreri. Unii înclinăm spre una, alții spre alta. Unii spun că este începutul sfârșitului. Om trăi și om vedea dacă om mai trăi, dacă nu, vom cunoaște atunci când toate lucrurile vor fi cunoscute. Ce se va întâmpla cu statul islamic? Mă tem că începem să ne obișnuim cu teroriștii și cu aruncarea aeroporturilor în aer. Și lumea noastră trăiește într-o groază dintre asta care se pare că se tot amplifică. În loc să găsim soluții, se pare că suntem depășiți de tot ceea ce se întâmplă. Ce înseamnă anticrist? Simplu. Anticrist înseamnă anticristos. Sau împotriva lui Hristos. Cel ce ia locul lui Hristos. Sau rivalul lui Hristos. Asta înseamnă anticrist. Oricine este împotriva lui Hristos, oricine vrea să ia locul, este anticrist. Și acum vreau să citesc câteva versete din Noul Testament. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18 și apoi versetul 22. Iată ce spun versetele astea despre anticrist. Copilașilor, aici este apostolul Ioan, apostolul dragostei, da? Observați limbajul lui. Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Asta scrie el aproape, acum aproape 2000 de ani în urmă, da? Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Și apoi versetul 22. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește pe Iisus Hristos? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Și acum, tot la 1 Ioan, dar de data asta în capitolul 4, versetul 3, spune așa. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui anticrist, de-a cărui venire ați și auzit. El chiar este în lume acum. Interesant, acum 2000 de ani era prin lume. Unii îl așteaptă într-un anumit fel să se manifeste și probabil că se va manifesta la un anumit moment al istoriei. Dar iată că spiritul lui îi vechi printre noi. 2 Ioan, versetul 7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Termenul anticrist folosit aici de Ioan este mai degrabă unul impersonal. Și în mod special îl vine să combată un curent filozofic care a pătruns și în biserică în vremea aceea, care se numea gnosticismul, cu toate variantele lui, care spunea cam așa, simplificând lucrurile. Dumnezeu este spirit și de aceea El este sfânt și drept. Omul are trup, de aceea El este păcătos. Iisus nu putea să aibă trup, că dacă ar fi avut trup, nu mai era sfânt. Deci, ca atare, când Iisus a venit pe pământ, El n-a venit în trup. Și asta a început să se profețească și să se învețe în unele biserici din biserica primară. Și apostolul Ioan spune, ei, fiți atenți, acesta este anticristul. Oricine mărturisește că Iisus Hristos nu a venit în trup acum 2000 de ani, acela este anticristul. Ioan vorbește despre un anticrist, în schimb, care urmează să vină. Același Ioan care scrie epistolele în care am făcut cunoștință cu această abordare anticristului care se manifestă de-a lungul istoriei, el vorbește despre o perioadă când se va manifesta. Și acum vă invit să deschideți la Apocalipsa 13, unde facem cunoștință cu fiara din pământ și prorocul mincinos, de la versetul 11 până la versetul 18. Iată cum este descris aici anticristul.
Apoi, am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari. Nu? Seamănă cu explicația din 2 Tesaloniceni 2. Până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului, fă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Este o altă fiară, dacă ar fi fost să citim de la începutul capitolului 13, care împuternicește, care este împuternicită de prima fiară. Și cea de-a doua fiară devine, într-un fel, membru al falsei trinități. Haideți să recitim un verset pe care l-am mai citit. Apocalipsa 20, versetul 10. Să știți că pe lângă Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, asistăm și la o falsă trinitate descoperită în Apocalipsa. Și iată din cine este formată această falsă trinitate. Apocalipsa 20:10. Și diavolul, care îi înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de puceasă, unde era fiara, cea de-a doua persoană a falsei trinități, și prorocul mincinos. Și ăștia au fost aruncați în iazul cu foc. Legătura dintre 666 și facerea unui nume, pentru că aici, asta este ideea, este un nume de om. Încă din Geneza, constatăm că omul vrea să aibă un nume. De pildă, Nimrod împreună cu ai săi își propune să construiască turnul Babel. Și iată cum este descrisă dorința lor. Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Unele traduceri spun în vârful căruia să fie cerul și unii consideră că este vorba de astrele care trebuiau cumva, nu astrele, zodiacul să fie undeva acolo ca o interpretare a semnelor cerului. Dar ceea ce e foarte important este următoarea expresie și să ne facem un nume. De când este omul, orice persoană tânjește după a-și face un nume. Dumnezeu îl cheamă pe Avram din Irakul de astăzi și îi spune, mută-te în Canaan, Israelul de astăzi, Geneza 12, pentru că vreau să fac din tine un neam mare și te voi binecuvânta și voi face un nume mare. Interesant. În timp ce oamenii vor să-și facă un nume mare, Dumnezeu este angajat în a-i face omului un nume mare. Depinde pe cine lași să-ți șlefuiască viața. Când îl lași pe Dumnezeu să-ți facă un nume, devii o unealtă folosită de Dumnezeu ca la rândul tău să fie o binecuvântare pentru alții. Toți tânjim într-un fel sau altul să avem un nume în lumea aceasta. Pentru că avem în noi, așezat de Dumnezeu, nevoia de semnificație. Și de acolo vine dorința noastră de a avea un nume.
Dar când înțelegem cine este semnificația noastră în Dumnezeu, în Hristos, care este identitatea noastră, cine suntem noi în El, atunci ne putem abandona cu siguranță în mâna Lui, știind că împlinirea noastră este dată de El. În Apocalipsa, lucrurile se aleg pentru că este vremea sfârșitului. Și vei vedea în Apocalipsa oameni care poartă numele fiarei sau numele lui Dumnezeu. Oricine în Apocalipsa are o pecete. Are pecetea lui Dumnezeu sau pecetea Anticristului sau numele fiarei. Și să nu credeți că lucrul acesta va fi adevărat doar peste vreo 5-10-50 de ani. Lucrul acesta a fost adevărat încă din grădina Edenului, de-a lungul istoriei Pământului, numai că formele au fost diferite. Principiul este universal și e mereu acolo, se găsește. Și Ioan stă și vede ridicându-se în Apocalipsa 13, din mare, mai întâi o fiară. Și balaurul îi dă putere, îi dă scaunul de domnie și putere nespus de mare. Fiara din tâi este puterea politică. Puterea politică a oricăror vremuri, din orice epocă istorică. Și atunci, în vremea în care Ioan scrie Apocalipsa, era Imperiul Roman. Scaunul de domnie, ne spune Biblia, era la Pergam, acolo unde era și procuratorul roman. Și dacă prima fiară de acolo reprezintă sistemul politic, ni se spune că, pe urmă, din pământ s-a ridicat fiara a doua, care lucra cu puterea fiarei din tâi. E interesantă descrierea acestei fiare a doua. Avea două coarne de miel și un glas de balaur. Identitatea adevărată a acestei fiare este dată nu de coarnele prin care vrea să inducă falsul, ci de glasul prin care comunică mai corect cine este. Și în Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 15, spune că i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți aceia ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mari și mici, bogați și sărați, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea, zice Ioan. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. Dar imediat ce termin versetul acesta, te duci în capitolul 14. Și aici ni se spune, în versetul 1, m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele Tatălui său. Observați? Unii au numele fiarei și ceilalți care stau cu Dumnezeu au numele Fiului său. Și apoi în capitolul 14 din Apocalipsa apar trei îngeri. Primul dintre ei vine cu o evanghelie pe care o propovăduiește. Al doilea anunță căderea Babilonului, cumva sistemul economic. Și al treilea vine și vorbește despre pericolul de a primi semnul fiarei pe frunte sau pe mână. Și acum citesc din Apocalipsa 14, de la versetul 19 la versetul 20. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se va sui în cer în vecii vecilor. Nici ziua, nici noaptea nu au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei
Și oricine primește semnul numelui ei, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne mutăm de aici, la Roman, capitolul 12, care ne spune să ne prefacem prin transformarea minții noastre, primim semnul fiarei atunci când ne închinăm ei. Și primim numele lui Dumnezeu atunci când păzim poruncile lui Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Observați? Cel ce primește numele Domnului păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui și credința în Domnul Iisus. Acum, ce nu înțeleg eu, și poate că mai sunt și alții din textul acesta, nu înțeleg foarte clar ce înseamnă să te închini fiarei și icoanei ei. Cum trebuie să fie această închinare? Păi, din tot ce înțeleg eu, este opusul la ceea ce Dumnezeu a creat. Când este ceva în contrast, atunci e diferit de chemarea lui Dumnezeu. Și cum se primește semnul fiarei? Păi, haideți să ne amintim de prima pereche din grădina Edenului. Dumnezeu i-a spus, poți să mănânci după plăcere din toți copacii care sunt în grădină. Dar în ziua în care vei mânca din copacul cunoștinței binelui și răului, vei muri. Și a venit diavolul la Eva și a avut un dialog cu ea la nivelul minții și a spus, oare? Acolo era o poruncă a lui Dumnezeu care trebuia păzită. Și atât timp cât Eva păzea porunca și Adam, bineînțeles, păzeau porunca lui Dumnezeu, aveau numele lui Dumnezeu scris. Dar a venit o altă șoaptă, șoapta balaurului, a diavolului, care a spus, ei, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul lui. Și dând crezare diavolului, Eva începe să gândească rău despre Dumnezeu și pe fruntea ei se scrie semnul fiarei. Și totul începe la nivel cognitiv. Și apoi ce face? A întins mâna și a luat fructul și nu doar că a mâncat ea, ci a dat și soțului ei. Și iată că semnul este nu doar pe frunte, pentru că ceea ce gândim se transmite în ceea ce facem. Rezultatul care a fost? Izgonirea din prezența lui Dumnezeu. Și a venit harul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin jertfa sa. Ca să-l scoată pe om de sub semnul acesta și să pună peste el pecetea lui Dumnezeu. Și când istoria se va termina, harul se va opri și el. Și atunci oile vor fi despărțite de capre, așa e explicația judecății de către Mântuitorul. Și unii vor fi invitați în împărăția lui Dumnezeu, iar ceilalți vor fi aruncați în iazul de foc care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și acum, poate că pentru mine și pentru dumneavoastră e foarte important, cum se primește pe frunte sau pe mână semnul fiarei? Răspunsul poate fi relativ simplu. Ascultând de fiară și trăind în baza sistemului ei de valori. Oricine ascultă de fiară și trăiește după sistemul lumii acesteia, are semnul fiarei. Dar mai important decât lucrul acesta este cum se primește pe frunte sau pe mână numele lui Dumnezeu. Găsind în sistemul lui de valori, gândind în sistemul lui de valori, pardon, și păzind poruncile lui, trăind în baza cuvântului lui Dumnezeu. Oricine vine la Hristos, se pocăiește de păcatele lui și este spălat în sângele lui Hristos, crede în Hristos și se așează sub autoritatea lui Dumnezeu revelată în Scripturi, are
peste el numele Domnului. De aceea eu cred că un creștin autentic nu trebuie să-și facă atâtea griji cu chipul și să dea share la toate poveștile astea că vine chipul și ne-l implantează și gata, ăsta e anticristul. Eu când văd astea, sunt două gânduri care îmi vin în minte. E multă prostie pe pământ. Și al doilea este, aleluia. Adică care e problema? Vine Domnul Iisus. Nu? Și dacă vine și suntem ai Lui, mai contează? Acum nu vreau să vă transmit că eu mă simt confortabil că sunt urmărit și numai în viață privată. Și probabil că nimeni dintre dumneavoastră nu se simte confortabil într-o astfel de situație. Dar eu cred că diavolul e un pic mai deștept decât cred unii. Dar nu e chiar atât de deștept încât cei care citesc Scriptura să nu-l descopere. Și eu cred că dacă diavolul ar veni simplu și ar spune ăsta e 666, din punctul meu de vedere e cam prostoț. Eu am crezut că ești deștept, ești diplomat, ești șire, dar tu ești grămadă. Tu spui pe față cine ești. Ceea ce îl caracterizează pe diavol este faptul că pervertește adevărul și îl transmite de așa manieră încât să-l accepți poate fără să-ți dai seama. Important pentru noi este să gândim în sistemul de valori al lui Dumnezeu și să rămânem în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Nu să-L proclamăm pe Hristos ca Domn doar cu gura, ci să trăim împreună cu El. În Apocalipsa 14 cu 12, Biblia spune așa, aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Astea sunt două lucruri pe care trebuie să le păzim în vremea aceasta. Poruncile lui Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Filozofiile vin și trec, ideologiile de asemenea, cei ce conduc lumea asta la fel, dar există ceva care este veșnic. Dumnezeu și cuvântul Său revelat. Rămâneți în El. Cel care nu s-a pocăit încă este sub semnul fiarei. Are numele fiarei pe mână și pe frunte. Cel care s-a pocăit la chemarea Duhului Sfânt și trăiește pentru Hristos se bucură de o altă realitate. În Apocalipsa 2 cu versetul 17, Biblia spune așa, celui ce va birui, îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât cel ce-l primește. La sfârșitul istoriei, dar nu numai atunci, ci și acum, există doar două categorii de oameni, biruiți și biruitori. Cei biruiți poartă pe frunte numele fiarei. Biruitorii poartă pe frunte numele Domnului Iisus Hristos, numele lui Dumnezeu. Și acum citesc din Apocalipsa, capitolul 21, de la versetul 1 până la versetul 7. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El le va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat, scrie, pentru că cuvintele acestea sunt vrednice de crezare și adevărate. Și apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, și acesta e leitmotivul scrisorii acesteia, Apocalipsa, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui
și El va fi Fiul meu. Slăvit să fie Domnul! Asta e perspectiva celui care are pe frunte numele lui Dumnezeu, pecetea lui Dumnezeu. Dar cel ce nu va birui. Dacă asta e perspectiva biruitorului, haideți să ne uităm în versetul 8, tot din Apocalipsa 21. Care este starea celui ce nu va birui? Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. În ce constă numele fiarei? Dacă ar fi să rămân la textul acesta, simplu. Fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol, toți mincinoșii. Pentru că partea lor este în iazul cu foc. Numele fiarei, oricine are numele fiarei, te lasă afară. Numele lui Dumnezeu te duce în cetatea aceasta. Și iată ce spune ultimul capitol din Apocalipsa, din Biblie, capitolul 22, de la versetul 12 până la versetul 15. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce-și spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară, adică cei cu numărul fiarei, da? Câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Ce i-a ținut pe oamenii ăștia afară? Ce îi ține pe oamenii aceștia afară? Nepăzirea poruncilor lui Dumnezeu și nepăzirea credinței în Hristos. Dacă te uiți la ei, în exterior pot părea oameni religioși, dar au inima împărțită și istoria întreagă este plină de oameni care au vrut să trăiască și cu Dumnezeu și cu lumea. Dumneavoastră, cum numiți lucrul acesta? Compromis. E așa? Compromis. Adică 666. Cum putem verifica o astfel de concluzie? Oare este adevărată afirmația aceasta? Păi mă întorc la textul din Apocalipsa 13, începând cu versetul 16. Și fiara a făcut ca toți, mici, mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte. Și nimeni să poată nici cumpăra, nici vinde, fără să aibă semnul acesta. Adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Ce înseamnă 666? Păi sunt câteva lucruri pe care le spune aici. În primul rând, este un număr de om. Adică este vorba de o persoană. Se pare că a trăit în carne și oase în istoria noastră. Deci este un număr de om. În al doilea rând, de numărul acesta de om este legat o cifră. 666. Omul și cifra. Este un număr de om legate împreună, omul și cifra. În al treilea rând, este un context care se spune aici, vânzare și cumpărare. Și în contextul acesta al vânzării și al cumpărării este adus un alt element extrem de important, închinarea la fiară, pentru toți cei ce au acceptat compromisul. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră care sunteți aici, când în istoria lumii nu s-a vândut și nu s-a cumpărat? Și pe vremea lui Abel și Cain era valabil acest lucru. Cain ar fi trebuit să se ducă la Abel și să cumpere un animal ca să-l aducă jertfă. Să-i dea o ceapă în loc de ceva, dar a fost prea mândru. Așa că de când este lumea aceasta, trăiește în contextul vânzării și cumpărării. Deci, indiferent unde îl caut pe acest anticrist, trebuie să fie un om, nu cinci, ci unul. Trebuie să fie legat de cifra aceasta, 666. Trebuie să fie în contextul vânzării și cumpărării.
trebuie să fie prezentă închinarea. Gândiți-vă, vă rog, împreună cu mine la Solomon. Nici n-a terminat bine de construit templul lui Dumnezeu, că s-a dus la cumpărături să cumpere aur de Ofir. Cu cine? Cu slujitorul lui Hiram, împăratul Tirului. Dar Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 17, a dat o poruncă împăratului, pe când Israelul încă n-avea împărat. Și iată ce spunea. Să nu aibă mulți cai, să nu aibă mult argint și aur și să nu aibă multe neveste. Spuneți-mi dumneavoastră, pe care din astea le-a păzit Solomon? Dar ce rost aveau toate aceste porunci? De ce le-a dat Dumnezeu? Caii reprezentau atunci puterea militară. Aurul și argintul, puterea financiară. Fără bani, nu poți să faci războaie. Iar nevestele, să nu credeți că Solomon era un fel de Superman, ci a avut nevoie de 1000 de femei pentru a crea alianțe cu popoarele din jur. Și Biblia ne spune că în vremea lui a fost pace. Dar atunci când ai putere militară, când ai putere financiară și când ești în cele mai puternice alianțe din lumea asta, mai ai nevoie de Dumnezeu? Nu prea să mai trebuie Dumnezeu. Tu însuți poți să-ți rezolvi problemele. Așa că Dumnezeu conclude în cartea sa, în 2 Cronici 9, cu versetul 13, foarte interesant. Greutatea aurului care venea în fiecare an lui Solomon era de, vă amintiți? 666 de talanți de aur. Nu vă surprinde cifra asta? De ce n-o fi spus cronicarul? Solomon primea cam atât aur. În 1 Împărați, capitolul 11, ne se vorbește că atunci când Solomon a îmbătrânit, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima lui n-a mai fost întru tot al Domnului. Și Solomon s-a dus după Astarteia, zeița sidonienilor. Înțelegeți unde duce toată povestea asta? Aur, putere militară, financiară, alianțe politice și așa mai departe. La închinarea păgână. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu și n-a urmat întru totul pe Domnul. Frații mei, povestea e simplă, cam așa o traduc eu într-un limbaj popular. O leacă cu Domnul, o leacă cu dracu, o leacă cu mielul și așa trăiești toată viața în compromis și cu pecetea 666 și aștept să-ți vină chipul, dar de fapt ești pecetluit. Cum ați numi o astfel de viață? Compromis. Asta face Solomon. Construiește pe toate înălțimile locuri de închinare păgâne. este aproape de 7, dar niciodată 7. Ești în groapa din care nu mai ești de acolo pe veci. Pentru că pe Dumnezeu nu-L mulțumești cu o jumătate de inimă, nici trăind 85% pentru El. Ori ești a Lui, ori nu ești a Lui. Ori ai pecetea Lui, ori ai o altă pecete. De aceea, mântuirea noastră începe cu mărturisirea Domnului Iisus Hristos ca Domn și lepădarea de Satana. Dacă nu te-ai lepădat de Satana, și dacă nu-ți plac căile lui Dumnezeu, dacă îți plac căile celui rău, șaptele lui și chemările lui, Dumnezeu te cheamă în această dimineață, fugi și vină la Hristos. Câteva lucruri în concluzie. În zilele noastre stăm foarte mult și filozofăm pe tema codului de bare, a chipului care se plantează pe mână sau pe frunte, a pașaportului biometric, a hărților retinei pe care le fac americani acum când intră la ei în țară și pierdem din vedere compromisul la care ne cheamă falsa trinitate. Bârfa,
vorbirea de rău, invidia, jumătate de măsură de adevăr. Noi spunem că intră lumea în biserică. Tot ce este în lume, spune Biblia, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Dar dacă nu sunt de la Tatăl, atunci de unde vin? Păi probabil că de la balaurul ăsta pot veni. Și când noi coborâm garda, îi permitem astfel lumii să vină în viața noastră. Eu nu cred în reîncarnare, dar cred că de-a lungul istoriei acest principiu este universal valabil, numit jumătate de inimă, sau compromis, sau fățărnicie. Și toate astea se reîncarnează în lumea noastră îmbrăcând diverse forme. Că va fi un viitor chip pe care ne vom implanta? Nu știu. E foarte posibil. Că va fi o pecete pe care va trebui, vom fi chemați să o purtăm? Nu știu. Dar nu cred că e vorba despre lucruri exterioare. Ci cred că Biblia vorbește despre ceva ce ține de interiorul nostru. Iată o poveste din secolul I. Creștinul primea un păhărel ca la cina Domnului, intra într-o sală unde era o statuie, un idol, chipul fiarei din tâi. Fiara a doua i-a făcut chip fiarei din tâi și acolo în sala aia era un procuror. Și dacă erai un creștin atunci, stăteai cu paharul acela în fața, lângă tine procurorul și idolul căruia trebuia să te închini. Regula? Ca să dovedești că te închini și te lepezi de Dumnezeu, stropești puțin la picioarele statuiei și apoi pleci acasă. Dacă nu, varianta a doua era ghilotina. Și în timp ce erai acolo, te gândeai că ai nevastă și ai copii și te gândeai, dar dacă m-aș face că torn? Și procurorul roman, procurorul să vadă că eu fac lucrul acesta. Și apoi să pun paharul jos, dau mâna cu procurorul și mă duc acasă. Observați, forma de atunci nu era un chip implantat sub mână. Dar dacă vroiai să trăiești, să cumperi și să vinzi, atunci făceai acest compromis. Antipa, spre exemplu, ne spune Biblia că nu l-a făcut și a fost ghilotinat. Un gest mic. Dar gestul acela însemna mă închin fiarei. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Și în timp ce noi, credincioșii din secolul 21, continuăm să filozofăm legat de codul de bare, de chip, pașapoarte, cărți de credit și de toate celelalte lucruri care apar în lumea noastră, cred că este potrivit să ne adresăm o întrebare. Este oare inima mea întru totul a Domnului? Cu alte cuvinte, pentru cine ești gata să-L vinzi pe Dumnezeu? Poate pentru locul tău de muncă? Pentru un prestigiu, ca mai mari lumii acesteia să te bată pe umăr și să spună bravo. Sau ești gata să te lepezi de Dumnezeu, de Hristos, din pricina poftei cărnii care te stăpânește și faci un simplu clic și îți umpli ochii și mintea de toată murdăria lumii acesteia, îți încarci sufletul. Sau te uiți la moda de pe stradă și fără să te gândești la ceea ce faci față de cei din jurul tău, lași ca lucrurile ei să vină în viața ta, să te pângărești pe tine și apoi prin trupul tău să pângărești pe cei din jurul tău. Aceea cred că întrebarea fundamentală în această dimineață și nu numai este următoarea. Este inima mea întru totul a Domnului? Biblia ne zice că am fost cumpărați cu un preț, sângele lui Iisus Hristos. Am fost înfiați
ca partea familiei lui Dumnezeu. Am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, ca o arvuna vieții veșnice. Și suntem chemați acum să trăim în lumea aceasta, luminând-o cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Inima, dacă inima nu este întru tot al Domnului Dumnezeul nostru, și dacă nu urmăm întru totul pe Domnul, atunci e posibil să fim sub pecetea aceasta, 666. Dar, dacă ne-am așezat sub autoritatea lui Dumnezeu, dacă păzim poruncile Lui și credința în Domnul Iisus Hristos, atunci suntem ai Domnului. Și asta e speranța noastră. Și eu nu cred că este vreunul în dimineața asta aici, pentru că Domnul vrea să-i spună: tu ești al lui Anticrist și al lui o să rămâi. Nu cred nicio clipă asta. Eu cred că suntem în dimineața asta aici pentru că Domnul vrea să fim ai Lui. Și vă invit la a ne cerceta inima. Este inima noastră întru totul a Domnului? Astăzi am avut cina Domnului, un nou prilej de a ne cerceta. Vreau să cântăm ceva acum în încheiere. Vrea să ne rededicăm. Poate e potrivit ca din când în când viața noastră să se rededice Domnului. Invit aici pe toți cântăreții dacă vor să vină. Și haideți să cântăm împreună și apoi să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Trăind pentru El într-o lume care este din ce în ce mai mult amenințată. Dar toate acestea nu fac altceva decât să ne spună că istoria acestei lumi este pe sfârșite și urmează să vină Domnul Iisus Hristos. Aleluia! Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună.